Autointitulatul Prinț Paul al României va mai rămâne în pușcăria din Malta, cel puțin până pe 14 mai. Este decizia de ultimă oră a magistraților de la Valetta, care au respins încă o cerere de eliberare pe cauțiune. Fugarul a fost capturat pe 28 aprilie, în timp ce se afla la o întâlnire cu membrii unei organizații care nu au nimic de a face și nu are nimic de a face cu cavalerii din Malta. Într-un interviu exclusiv pentru News-ul CNN, șeful acestei organizații a povestit cum și de ce a ajuns Prințul Paul în Malta. Aceasta este fotografia făcută autointitulatului Prinț Paul la un eveniment la care a participat în capitala Maltei, la Valetta, cu câteva ore înainte să fie arestat pe 28 aprilie. În fotografie, alături de Paul, este prințesa Lia, încoronată și cu un crucifix la gât. Fotografia a fost postată pe rețeaua de socializare de un italian cu descrierea: o seară foarte interesantă în Malta cu sora și noul mare maestru al cavalerului Maltei. Declarațiile lui Paul al României din sala de judecată, unde a reclamat faptul că arestarea l-a umilit în fața cavalerilor de la Malta, i-a făcut pe adevărații cavaleri să reacționeze. Aceștia au transmis oficial că fugarul român nu a fost niciodată invitat la evenimentele ordinului. În realitate, Prințul Paul a fost invitat în Malta de o altă organizație. Noi dobbiamo dire che in l'organizzazione dei corrispondenti diplomatici non ha nulla a che vedere con l'organizzazione dei cavalieri di Malta. Sono due entità completamente diverse. Una cu o istorie de peste 1000 de ani și alta condusă de Catello Mara, un personaj cu un trecut dubios care a profitat de dorința unora de a primi trofee și de a purta uniforme cavalerești. Într-un interviu exclusiv pentru NewsHour with CNN, italianul a povestit cum a ajuns să-l cunoască pe unul dintre cei mai căutați români. În mese de februarie mi-a chemat questo nostro cavaliere che abita in Francia e mi ha detto: Lello, se noi vogliamo avere un nuovo protettore, c'è una persona che probabilmente lo può fare. Mi ha detto: si tratta del principe Paolo di Romania. Catello Mara spune că i-ar fi cerut documentele și deciziile instanțelor de la Paris, care au respins cererea de extrădare a statului român și, așa, crezând că nu i se va întâmpla nimic atunci când va ajunge în Malta, au programat evenimentul. L'amico mio George m-a detto ok, allora io lo invito a partecipare alla cerimonia. Lui vede come si svolge la cerimonia e poi, se appena risolve il resto dei problemi, vuole accettare a darci la sua protezione, va bene, altrimenti ne cediamo un altro. La ceremonie au fost prezenți zeci de membri ai organizației. Bărbatul spune că Paul nu a plătit niciun fel de cotizație și nici nu a făcut o donație către organizație. Lui adesso non è che abbia una posizione economica molto, buona. Tant'è vero che per le spese legali che adesso stanno coprendo a Malta, hanno fatto, diciamo, un mix di donazioni tra i cavalieri per pagare queste spese legali per questo problema che ha avuto il principe in questo momento, ecco. Astăzi, magistrații maltezi au mai respins fugarului o cerere de eliberare pe cauțiune. Paul al României va rămâne în arest până pe 14 mai, când se va judeca extrădarea.